Bună! Bună seara și mi-ați venit prof. Rani pe exerciții de matematică. Și așa cum ai spus, dorința ta cea mare este că într-o situație în care nu mai vin încă colegii tăi, să facem fracții, da? Spre bucuria mea, astăzi cred că facem fracții. Așa a început când am intrat aici, după ce m-a salutat, asta a fost. Așa facem, dragilor. Deci, fracții. Darea, de fiecare dată am început lecția și asta este o chestie care aș vrea să le comunic și prietenilor, și colegilor mei, învățători, profesori. Lecția se reia cu noțiunile făcute anterior. Deci copilul trebuie să intre, să se încălzească și să putem să facem mai departe lucrurile. Așa că, n-am vorbit despre fracții, nu? În lecțiile anterioare. O fracție este, nu, o formă de... Am mai spus-o, este apărut dintr-o nevoie practică, noțiunea de fracție, pentru că dacă până acum ai numărat și educat numai mulțimea numele naturale, 0, 1, 2, 3 și mai departe, iată că a apărut și nevoia să vorbim de o jumătate de kilogram de mere, de o, să spunem, deci o parte dintr-un întreg. O parte dintr-un întreg este reprezentată, iată, așa, deci o doime, da? O doime. Adică întregul este împărțit în două. Numitor, reiau din nou, numitor și respectiv numărător. Numărător. Tot să spui, dar ce tot mă plictisiți așa cu reluarea continuă așa, și este liniștiu deja. De-o faci pentru prietenii noștri. Corect, dar și pentru ea. Dar și pentru ea, sigur că asta este esențial ca să înțelegem bine noțiunea de fracție. Da? Când spun trei pătrimi, înseamnă de fapt, Daria, că întregul este împărțit în patru, da? Dacă aș spune așa, dacă aș reprezenta printr-un segment întregul, ăsta de jos, numitorul, îmi spune în câte părți împart întregul, deci îl împart în părți. Deci, ori de câte ori privesc o fracție, eu trebuie să am în mintea mea lucru important, și anume, ăsta de jos îmi spune în câte părți împart întregul, da? Câte părți iau după ce am făcut părțile, da? Deci îmi spune că se împart în patru părți și se iau trei din ele, da? Iată, trei pătrimi, asta înseamnă dare. Da. Trei pătrimi din segmentul acesta, da? Trei pătrimi din segmentul ăsta. Bunoară, pare ce ar însemna trei pătrimi din 12 lei. Trei pătrimi din 12 lei. Ce ar însemna? Adică întregul 12 lei, îl împărțim în 4 și luăm 3 părți. Ia să vedem, 12 împărțit la 4. Deci, 3. Face 3 și luăm 3 părți de acelea, adică un segment, o bucățică de aceea. Un segment înseamnă 3, deci 3 ori 3, 9. Deci 3 pătrimi din 12 este egal cu 9 lei. Da? Asta e noutate, iată, acum facem concret lucrurile, Daria. Vrem să vedem ce reprezintă o fracție dintr-un întreg. O fracție dintr-un întreg. Întregul fiind 12 lei. Da? Dintr-un întreg. Ia să mai facem o altă. Am înțeles, cred. Ia să mai facem. Cât face 3 șeptimi din 280 lei? 3 șeptimi din 280 lei. Păi 280 părți la 7. Așa. Care îmi dă 40. Și 40 de 3 ori. 40 ori 3. 40 ori 3, 120. Deci egal cu 120. Da? Este egal cu 120. Cât înseamnă 5 optimi
din 200. 200 împărțit la 8. Da. Care mi-ar da... Să se poate că e. Da. Intră de 2 ori și de 16 și 40. 25. Facem 25 ori 5. 125. 125. Egal cu 125. 125, da? Acum, eu ar vrea să mai scriu încă o dată acest lucru. Deci, 5 optim, 5 supra 8, dintr-o sumă, dintr-o expresie, iată, din 200, pot spun înmulțit cu 200 supra 1. Da? 200 supra 1. Și este egal mai departe cu 125, că așa am pus noi lucrurile la punct, așa am gândit. Da? Așa. E, Daria, acum, am să fac altfel decât am făcut-o până acum, când împărțeam pe 200 la 8 și mulțeam cu 5, acum să fac invers. Să mulțesc cu 5 pe 200 și până să fac rezultatul să-l împart la 8. Ai înțeles ce zice domnul profesor? Deci mulțesc cu 5. Că ai văzut ce facem noi? Împărțim pe 200 la 8 și până mulțim cu 5. Da. Dar n-am putea oare să mulțim întâi cu 5 și rezultatul să-l împărțim la 8? Adică numărătorul da. Între ei și numitorii deci, o secundă, nu trebuie să, la momentul potrivit spun asta, da? Deci, atenție multă. Eu vreau să văd dacă la aceeași rezultat ajung și dacă înmulțesc 5 ori 200 și până mult părți la 8. Păi 5 ori 200 e 1000. Da, deci vine 1000. Împărți la 8. Da? Care... Linia de fracție asta înseamnă împărțire, da? Da. Împărțire la 8. Dar scrie ca domn profesor. Da. 1000 împărțit la 8. Da? Deci 1000 împărțit la 8. Acum trebuie să-mi dea 125, dar trebuie să-mi dea, că așa am zis eu că ar fi bine. Da, spune. Da, dă. Dă exact 125. Da. Atentă, Daria. Este foarte tare. În clipa asta am descoperit cum să mulțesc două fracții. Că asta este o fracție. Și asta 200 pe 1, tot o fracție. Ideea este asta, să mulțim numărătorii între ei, deci ăștia doi între ei, și ăștia doi între ei. Da? Deci mai privim o dată, că mi se pare cel mai spectaculos lucru de astăzi. Că despre fracții am vorbit, că știm să le adunăm și să le scădem, da? Am vorbit noi, o să le luăm ideea. Dar acum am primul moment tare al lecției și de aceea o să rugăm pe prietenii noștri ce să facă. Să nu uite să dea like și share. Asta e, la momentul ăsta așa de important al lecției, să facă acest lucru. Deci, fii atentă că eu cum am plecat? Am vrut să văd ce înseamnă o doime dintr-un întreg. Era clar pentru toată lumea, împărțim mărul în două. Am vrut să spun ce înseamnă trei pătrimi dintr-un segment. Segmentul împărțim în 4 și luăm 3 de acestea. Am zis, hai să văd 3 pătrimi din 12. 3 pătrimi din 12, împărțim, face 9, da? Ce înseamnă 3 pătrimi din 280? Am văzut 120. Și 5 optim din 200, 125. Și atunci, pe fiecare din alea, dar acum, la momentul ăsta, l-am scris altfel. 5 pe 8, când am zis din, adică e mulțit cu 200. Deci uite că am învățat și astea cu ori. Ori, porfim formidabil, înmulțirea a două fracții. Deci am învățat, practic am mai pomenit eu într-una din lecții înmulțirea a două fracții, dar acum, în clipa asta, parcă ne-am mers mai la suflet, să zic așa. Mi se pare că atunci când am amintit-o din fuga cea mare, era transferul lecției. Și chestiunea aceea n-a fost bine clarificată. De acum, în clipa asta, cum se mulțesc două fracții, numărătorii între ei și numitorii între ei. Chiar notează-ți în cuvinte. Da. Două fracții A supra B
ori C supra D. Deci două fracții. A supra C supra D. Da. A supra B ori C supra D. Se înmulțesc astfel. Da? Deci A supra B C supra D se înmulțesc astfel. Și de dedesubt scriem A supra B ori C supra D este egal cu A ori C, A ori C supra B ori D. Da? A ori C. Și în paranteză, numărătorii între ei, numărătorii între ei și numitorii între ei. Dar am mai spus ceva. Nu ne place deloc să lucrăm cu fracții, cum se cheamă acelea care se mai pot simplifica. Reductibile. Reductibile și reductibile. Și ireductibile sunt acele care nu se mai simplifică. Deci spunem, observații. Da, observații. Iubim foarte mult fracțiile ireductibile. Așa scrie. Da. Iubim foarte mult fracțiile ireductibile. Fracțiile ireductibile. În paranteză, nesimplificabile. Asta înseamnă ireductibile. Nesimplificabile. Deci le iubim foarte mult. Și știi de ce le iubim? Așa că brusc ne îndrăgostim noi de fracții reductibile sau există un motiv? Există. Care este acela? Pentru că până ajungem noi la fracțiile reductibile, avem mai multe... Nu numai că avem mai multe etape, ci pentru că dacă fracția este reductibilă, ea este formată din numere mari și la numărător și la numitor. Și noi nu iubim numerele mari. Vrem numere cât mai mici. Bunoară, dacă găsim așa o fracție, hai să le spunem prietenilor noștri. Dacă găsim o fracție de tipul 5 supra 20, da? Dacă găsim o fracție de tipul 5 supra 20, nu acceptăm să lucrăm cu ea. Noi deja știm că se poate simplifica. Prin cât? 5. Și atunci va fi egal cu 5 împărțit la 5 face 1, nu? 1. Și 20 împărțit la 5, 4. Preferăm 1 pe 4 decât 5 pe 20. Ăsta e motivul, da? Da. Foarte tare chestia asta. De aceea tu să ții minte tot timpul că nu se merită să lucrăm cu fracții reductibile, ci totdeauna fracții ireductibile. Mă întorc aici. Când ai văzut 5 supra 8 și 200 supra 1, hai să le luăm fracția asta. Sunt mulții de asta. Zicem, 5 supra 8 înmulțit cu 200 supra 1, 5 supra 8 înmulțit cu 200 supra 1, este egal, după lucrarea care o facem, cât ne dă? 5 ori 200 face 1000. Deci 1000 pe 8. 1000 supra 8. Asta, fracția asta, este reductibilă? Păi la 8 se poate simplifica prin 4, 2... Așa, deci măcar prin 2 ar merge deodată, da? Da. Hai să vedem. Deci deodată prin 2, fiindcă ultima cifră de aici da, este cu 4, da? Da. 500 supra pe 4. 4. Mai poate ea să fie simplificabilă? Da, tot prin 2. Tot prin 2. Și va da. Și va fi egal cu 250. 250 supra 2.
supra 2. Mai face? Tot prin 2. Iar prin 2 și face cât? Și va fi egal cu, stați puțin, 2 în 2, 125, cum era de așteptat. Supra 1. Supra 1. Și nu se mai face 5. Plus 25 supra 1, să-l lăsăm de acum 125 ca fiind răspunsul. Ce te rog să vezi? După ce am înmulțit, ne-am gândit să o simplificăm. Oare n-ar fi mai bine să o simplificăm înainte de a înmulți? Ba da. Asta e povestea. Ar fi și mai ușor. De ce să înmulțesc, pierd un timp să înmulțesc și pierd un timp să mă apuc să simplific? Să o fac înainte de a înmulți. Fii atentă ce lucru tare deci, e acolo. Scriem. 5 supra 8, 8 ori 200 supra 1. 200 supra 1. Primim fiecare fracție de sine stătător, adică de sine stătătoare. Numărător, numitor, 5 supra 8 mai poate fi simplificabilă? Nu. 200 pe 1 poate? Da. Nu. 200 pe 1, 200. Da. Este impropriu spus. Deci tot nu se... Nu, nu. Dar așa. Ne închipuim că au fost înmulțite și sigur s-ar veni la 1000 pe 8 și atunci se poate simplifica. Dar în loc să mulțim așa, putem gândi că e numărător-numitor. Rezultatul așa va fi numărător-numitor. Și acum se face așa să simplificare pe diagonală, adică numărător cu numitor. Și acum 200 cu 8 se poate simplifica printr-un 200. 4. Prin 4 chiar merge, da? Și prin 2. Și prin 2. Chiar prin 8. Da. Chiar prin 8 cred că merge. Da, se poate. Ia să vedem. Pentru că dă 25. 25. Deci deodată când ai văzut, când ai bat să vezi deodată simplificarea, noi simplificăm nu prin 2, prin, da, nu prin 2, prin 2, prin 2. Prin 8. Prin 8 deodată. Și atunci a rămas aici 25 și supra 1 cu 8 împărțit la 8, 1. Și acum zici, egal mai departe, cu 25 ori 5, spectaculos ți-a dat acum, nu? E minunat! 25 ori 5, 125. Și terminat rezultatul. Cât de mult am pierdut aici, cât de mult am muncit. Și cum, cât deodată se poate face. Nu ai vrea să muncesc așa. Data numai la mulțire, domn profesor, la tradiție, atenție, poate face la plus. Da! La adunare și la scădere, nu se pune problema, puteți să ai și la ceas numitor, da? Fiecare fracție acolo... La adunare și la scădere, noi... Puteam ajute la același numitor. Păi neapărat acolo, numai așa. Acolo deci la adunare și la scădere, numai așa se lucrează. Da, acolo, fracții care sunt cu același numitor. Trebuie să aduc la același numitor. Dar eu insist acum prin mulțire și ne întoarcem pe urmă. Ne întoarcem și la ceea ce am vorbit mai devreme. Bătrâna. La adunare și la scădere, da? Deci insist, Daria. Ți-am arătat un lucru pe care nu merită să-l ținem secret. Îl spunem tuturor, nu? Okay. Și le spunem prietenilor să nu uite să dea like și share ca să poată să ducă așa. Cineva. Sigur că da, că e atât de importantă chestia asta. Te-am văzut așa cum ai zâmbit, că ai spus, nu mai vreau așa, ci o să fiu tot timpul frământată să fac așa. Și acum, deci când ai de mulțit două fracții, care ar fi ideea? Când ai de mulțit două fracții, te uiți numărător, numitor, ca fiecare din parte să fie, să fie până când devine ireductibilă, și după care te uiți și pe diagonală. Și dacă nu se poate pe diagonală. Și dacă nu se poate nici așa, nici așa, că și la asta. Da. Da? Diagonala. Atunci spui, îmi pare foarte rău, fac înmulțirea, n-am ce face. Da? Deci așa rezum, mă regret, n-am ce face, trebuie să fac înmulțirea. Dar dacă vezi și constați o șansă, să s-a evit pentru simplificare, o faci imediat. Concret. Iată dacă îți dau așa. 3 supra 16 ori 4 supra 27. Deci 3 supra 16 plus 4 supra 27. Mă duc, vreau să mă duc pe diagonala 3 și 12. Mai întâi să te uiți sus jos. 3 și 16, nu se mai. Nimic. 4 și 27, nu. Nimic. Aș dori să mă duc pe diagonala 3 și 27. Sigur că da. Pentru că e mult mai ușor. Da? Cât face 3 cu 27? 9. Deci, unde? Nu. Zici, dar nu te speria. Deci simplificăm prin cât? Prin 3. 3, da. Da? Adică și, număr, și 3 ăsta și 27 da, se poate... Adică 1 pe 9. Deci va face aici 1, așa punem. Aici 1. Și aici punem dedesubt 9, da? Adică locul lui 27 e ocupat acum de 9. Așa trebuie să înțelegi. Da. De ce l-am tăiat?
Da. Ei se subînțelege că e nouă. Da. Acum mai poți să faci vreo simplificare? Nu. Pe altă diagonală. Pe diagonală? Pe altă diagonală. Sigur că da. Și pe asta. Da. Că tot numărător numitor prin este. Prin 4 putem. Deci 16 și cu 4, prin 4, da? Și ne-am dat 1 pe 4. Aici e 1, da, sus 1, și jos 4. Putem și pe 4 și pe 16. Și deci acum avem acolo 1 pe 4 plus... Nu, ori. Ori. 1 pe 9. 1 pe 9. Și că da, și 1 ori 1, 1. Așa scrie, 1 ori 1, 1 se vadă. Și 4 ori 9, 36. 4 ori 9, 36. 1 pe 36. Și face 1 pe 36 rezultat final. Iată, Daria, dacă noi nu știam șmecheria asta, ne-am fi apucat. Și am fi zis, 3, 3 supra 16, să vezi tu, cam cât timp o sumam. Scria? Da. 3 pe 16, ori 4 pe 27. Este egal cum? Era o grămadă. Să vezi, închidem ochii și nu știm șmecheria asta acolo, simplificarea, da? Să zicem, 3 ori 4. Noi nu știm. Bine. 3 ori 4, 12. Da? Ne închipuim că nu știm. 12. Ca să te arătăm prietenul nostru cât timp ar fi consumat. Și 16 ori 27 mă lăsați repede să... Da, te las. Nu. Că n-am așa. Da? 16. Da? Mă las numai tare. Da. Ca să se usucem pe timp. 432. Ba, deci face 12 pe 432. Eu mă las pe mâna ta, eu sper că... Acestea se poate simplifica prin 2. Prin 2? Sau poate prin 6. Nu, știi, 4 nu. Înseamnă că 16 ori 27... 7 ori 6, 42. Deci nu 423. 432. 432. Da, 432. Ea a scris 423. Ah, păi e din dumneavoastră. Din mea. Da, 32. Că mă uitam acum, nu simplific prin 2 și vreau să... Stați puțin, cred că se poate simplifica prin 6. Cred că prin 6 bănești. Da, prin 6. Ce motivai? Ce motivai? Pentru că... Am observat că și 432 și 12 se pare la 6. Dar de unde ai văzut pe 432? Că pe 12 că l-ai văzut la 6, da. Sunt încântat. Sunt convins că ai văzut. 432 pentru că... Pentru că? Dacă spui de unde, învăț și eu. Că nici eu nu știu. Pentru că 6, 7, 42. Și rămâne acolo 12. Ai văzut tu că 6... Că 43 împărțit la 6. Dar de unde 6? Uite cum aș fi a dorit de la tine, aș fi dorit așa, 6 înseamnă 2 ori 3. Și mi-ai fi spus, la 2 se împarte, domnul profesor, se împarte la 2 pentru ultima cifră, așa, iar la 3 știu eu că dacă suma cifrelor sale, 4 plus 3, 7 și cu 2, 9, se împarte exact la 3, deci am deodată și 2 și 3, apoi știu eu că 2 ori 3 fac 6 și de aceea vă spun sigur că se împarte și la 6 numărul ăsta. Da, la produsul celor de divizor. Da. Deci la 2 știai, la 3 știai. Da, pentru suma numerelor de 9. Da, 9. Deci și la 2 și la 3. Deci 2 ori 3, 6 și atunci tu aveai un motiv foarte clar. Am înțeles. Și acum simplificăm prin cât ai zis tu, prin 6. 6. Și ne dă 2 pe 72. 2 supra 72. Și acesta tot prin 2. Ia prin 2 și egal cu 1 și supra... Și este egal cu 1 supra 36. 1 supra 36. Daria, uite, hai să spunem clar, prietenilor noștri, că am muncit destul de mult. Am și riscat, că 16 ori 27, la mulțire, riscul mare să mă greșesc acolo ceva, să-mi dea un rezultat care pe urmă... Eu am copiat de pe ce mi-ai spus, dar am scris greșit, asta e sigur. Ce pot să spun este următorul lucru, că dacă nu sunt atent la simplificările acelea care ți-am spus pe diagonală, ce am spus, ne iubim foarte tare fracțiile ireductibile. Da? Le iubim din tot sufletul nostru. Și dacă nu suntem atenți și ne aventurăm la calcul, vezi clasa 7-a la Onegheșițu, chiar la teză, ei, neavând grijă să facă simplificări, deci n-au ținut cont de lecția de astăzi, care o predau eu cu atâta, furie, spun, neapărat fracții ireductibile.
Ei n-au ținut cont, s-au aventurat și au început să facă mulțiri pe acolo, au fost numere foarte mari. Exact. Dar, atenție, nu s-a văzut chiar așa simplu, că erau numerele destul de mari, da? Și ei n-au fost atenți. Și mai zic, ca să nu pierd timpul, de mulțe strepe, de mulțe specialate, nu știu ce. Au greșit, probabil, dar, da? Și-au dat numere imense acolo, de ordine, nu știu ce, de mii. Și când se împarte, când se nu știu ce, au văzut că nu merg, nu de lider. Așteptau rezultate frumoase și nu au fost să fie. Și atunci îți mai leau încă o dată, timpul a început să-i preseze. Și în final a fost acela că au greșit și-au arătat. Starea de supărare s-a instalat, nemulțumirea a crescut. Și când s-au dus la subiectele celelalte, nici pe cel nu au putut trata. Deci era ușor. Deci era mai avut timp. Da, nu mai fost timp. Că au pierdut foarte mult timp la prima ieșiță acolo, ne luând în calcul această chestie foarte importantă, că iubim fracțiile ireductibile. Da. Corect. Da? Iubim fracțiile. Te merită scris aici. Mihaela, te rog. Da. Fii acolo. Iubim fracțiile ireductibile. Neapărat, domnule. Da? Este esențial, mai ales că tu te-ai șefrit. Da, cum? Așa să o spunem tuturor. De ce este atât de important? Iubim fracțiile ireductibile. Daria, hai să punem la punct algoritmul de efectuare a înmulțirii a două fracții. Două sau mai multe, poți fi și mai multe, da. Știi? Eu chiar să punem, facem un model și până la sfârșit să stabilim algoritmul. Da? Uite, Daria. 3 pe 4 înmulțit cu 5 pe 12 și înmulțit cu 8 supra 20 supra 10, așa, egal cu. Deci facem această înmulțire de 3 fracții. Vei spune, da, dar eu știu numai 2, cu 2 să fac. Nu problemă. Da? Deci ai înțeles că se poate face cu 3 cu 4? 3 cu 12. 3 cu 12, deodată ai văzut. Foarte tare. Foarte tare. 3 cu 12 și îl simplificăm prin 3. Așa. 1 aici, 3. 1 pe 4. 1 pe 4, așa. 5 cu 10. 5 cu 10, foarte bine. Și îl simplificăm prin 5 și 1 pe 2. Acolo 1 și 2 aici, da? Și 8 pe 4. 8 și cu 4, chiar dacă sunt mai la distanță. Și tot așa prin 4 și le dă 2 pe 1. Aici 2 și aici 1, da? Și va fi egal cu... Ia mai uite-te tu, mai uite-te. Și pe aia nici poți să-i mai simpli. Da? 2 cu 2, sigur că da. 2 cu 2 prin 2. Așa, și atunci rămâne 1 și 1, da? Da, 1 și 1. Și acum ce-a rămas? 1, 1, 1, 4... Păi la numitor, la numărător. Deci 1 ori 1... 1 la numărător și 4 jos. Și 4 jos. Iată că te vezi deșteapt. Nu. Da? Deci 1 supra 4. Dacă ar fi fost Daria, cazul să mulțim totul, fii atent să vezi 3 ori 5 ori 8, după care 4 ori 12 ori 10, 120 ori 4... Și după aceea să împarți numărătorul la numitor... 480. Da? Deci îți dai seama că ce trebuie. Nu, pur și simplu riști foarte mult și consumi foarte mult timp. Deci riscăm că există pericol să greșim. Și, atenție, riscăm că există pericol să greșim o dată și consumăm mult timp. Ăsta-s neajunsurile. Da, vă dați seama. Dar dacă erau mai mari numele. Deci eu am făcut și mi-a dat 120. Da. Și mi-a 480. Da. Până ajungeam eu la 1 pe 4, se ducea și mama orei. Așa, vezi? Asta înseamnă să fim foarte atenți. Iubim fracțiile reductibile. Nu mai facem nimic decât în ideea mai asta. Facem mai multe. Da, sigur că da. Sigur că le facem. Categoric. Fără să vreți, m-am învățat mai mult. Da, păi, cum nu propun asta, dar se întâmplă, fără să se vreau. Se întâmplă și eu sunt foarte fericită că se întâmplă. Da, se întâmplă că, iată... Poate că se va întâmpla, acum, repede, nu știu că nu sunteți atent, să faceți și cum părți. Aha, iată-ți la ce mă împingi tu acum. Deci, simți că ai avea nevoie să faci și împărțirea a două fracții, da? Acum tot mă stau eu și mă gândesc cum să fac
să comunic acest lucru. Eu nu vreau să dau definiții. Eu nu vreau să spun, facem așa. Eu puteam să încep, două fracții se mulțesc așa. Numărători între ei, numitori între ei. Dar n-am vrut. Dar de ce se mulțesc numărători? Păi asta, de ce așa se face? Eu nu vreau. Așa, acest lucru este foarte, foarte, foarte important. Deci, dacă am să găsesc la împărțire, acum mă gândesc cu un limbaj sau o variantă în care să prezint împărțirea încât tu să descoperi asta, înseamnă că o să fiu un profesor bun. Unul care este așa la nivelul profului online, că așa, asta e eticheta mea. Ideea de a prezenta lucrurile pe înțelesul tuturor. Dacă ne gândim. Păi dați-mi una și apoi vedem dacă m-am prins singură. Să vedem cum le explicați după ce. Nu, dați-mi una și vreau să văd singură dacă îmi vine bine vreo idee. Ah, bun, 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 bun. Bun, eu te fac și asta. Dacă mi-o dați, domn profesor. Ușoară. Împărțită, nu? Împărțit, nu? Cu o linie de fracție. Nu vreau cu nimeni fracție. Vreau fracție. Da. Cu nimeni. Da. Trebuie să văd cum. Dar vine cum o sună telefonul acum. Poate vă spun ceva, vă dau o idee. Da. Alo. Mă rog. Vanessa din Cluj. Bine tu, hai să vedem. Te rog. În ce clasă ești tu? A cincea. Hai să vedem. Dar tu te uiți la prof online acum? Te uiți la prof online? Da. Te uiți, bine. Ți-ai văzut ce fac acum? Ia spune-mi tu ce făceam eu la tablă. Fracțiile. Bravo. Mă bucur mult. Zi problema ta. Eu am pe Darea de clasa a patra, dar sper ca Darea acum să se poată întrebuința, să-ți facem împreună problema. Am un pic de emoții pentru că și eu și Daria nu știm problema ta. Hai să vedem. Un elev, cu care este la prețul de 2 lei și respectiv 4 lei bucata. Deci caiete de două categorii, de 2 lei și de 4 lei, da? Da, cheltuind 200 de lei. Deci, caiete C1, 2 lei, observi cum scriu pe tabla, nu? Caiete, ai pus, da? Caiete de tipul C1, 2 lei și de tipul C2, 4 lei parte tu, nu? Da. Bun. Și în total, 300 lei. Inca a cumpărat 33 de caiete. Da, știind. 200 de lei, da? 200, da? Știind că a cumpărat 63 caiete, calculați câte a cumpărat la 2 lei bucata. Așa. Și câte la 4 lei. Câte a cumpărat la 2 lei și câte a cumpărat la 4 lei. Da? Da. Alesia, ne-ai băgat în încurcături, să știi. Dar și tu acum trebuie să... Hai să-ți spun un lucru. Tu te-ai gândit mai mult la problema asta decât noi. E adevărat? Da, pentru că tu ai venit cu ea, deci ai gândit la categorie. Vină cu idei, vă spunem cam cum ai gândit tu la problemă. Un pic, Daria, să ascultăm pe ea. Chiar e cu problema, să vedem, da? Păi, am vrut să fac 63 ori 2 lei, adică câte caiete de 2 lei am cumpărat, doar că niciunul nu mulțumesc. Niciunul nu, da. Păi, Alesia, trebuie să gândim așa. Categoric au fost și de un tip, și de tipul celălalt, nu?
Și uite, Daria stă cu mâna ridicată, nu o vezi tu, dar eu văd. Și Daria vrea să intervine. Te rog, Daria, te rog. Vreau să desfac 200 ce bani, împărțit la 4, pentru că acum mă bazez pe bani. Împărțit la cei 4 lei și să văd câte caiete de 4 lei cu frate. Deci tu cum spui încă o dată? Deci m-am gândit să fac 200 împărțit la 4. Să văd câte caiete de 4 lei ar fi cumpărat. Deci tu presupui că tot că ar fi cumpărat numai caiete de 4 lei. Da, ca și cum ar fi metoda falsă. Prin metoda falsă, ipoteză. Ca și cum, ca și cum. Ca și da, cum. Da. Și dacă fac 63 și fac 63 ori 4, dacă fac, chiar e metoda falsă ipoteză, dacă spun așa. Nu chiar este, chiar sunt, da. Chiar așa trebuie gândit. Deci presupunem, hai să vedem, te rog să vorbești, deci, presupunem cu toate a 4 lei. Deci presupunem că toate caietele au fost 4 lei. De 4 lei. Și atunci, facem 63 ori 4. Și atunci o să avem 63 ori 4. Care ne dă 252. 252. 252. Avem mai mult, deci nu se poate așa ceva. Și noi am cheltuit numai cât? Numai 200. Și facem 252. Alesia, fii atent că deci am depășit suma, nu? Da. Asta înseamnă că nu toate au fost de 4 lei. Ci a fost o parte și de 2 lei, pentru că am depășit suma... 252 minus 200, deci care mi-a dat 52. 252 minus 200 și afli cât 50... cu cât ai depășit suma. Da, și acestea sunt caietele de 2 lei. Nu, 52 am făcut. 52, da, 52. Nu sunt caietele de 2 lei. Nu, asta e suma pe care am depășit, am dat-o în plus. Da. Da. Și acum facem 52 împărțit la 2. De ce la 2? Pentru că să mai erau mai rămas caiete de 2 lei. Nu, ăsta e motivul. Aici se vreau, Daria, vreau și pe Alesia să fie atentă. Împărțim la 2, dar de ce? Corect. La 2. Pentru... Deci, hai să facem așa. Să ne închipuim. Că toate cele 63, eu le notez așa, Alesia, le notez cu un cerculeț cele 63. 1, 2, 3, și așa mai departe, până la 63, da? 63. Sunt destul de multe, da? Eu am să spun că am să notez cam 26, primele 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, uite, 3, 4, al 5-lea caiet, al 6-lea, al 7-lea, al 25-lea, al 26-lea caiet și până tot așa 27 și până mă duc la 63. Toate le-am presupus, pe toate am dat 4 lei, da? Pe toate am dat 4 lei. Așa am pus 4 liniuțe. 4 liniuțe la fiecare. Toate sunt cu 4 liniuțe, adică 4 lei pe fiecare, da? Și făcând așa, 4 liniuțe, sper că și tu faci acolo acasă, ce frumos este, stai acasă la căldurică acolo și stai de vorbă cu Prof Online. Să le spunem prietenilor noștri că și ei pot face asta. Iată, suntem concret într-o lecție în care un copil din Cluj intervine, dovadă că vocea ta se aude, se înregistrează, vei vedea lecția cât de curând, așa cum o vezi în direct, acum o să o vezi și pe YouTube. Așadar, și sfârșim cu ultima, așa, cu ultimul caiet pe care am dat 4 lei. Ei bine, am consumat în total 252 de lei. Mai mult cu cât față de 200? Cu 52 de lei. Deci mai mult cu 52 lei. Și acum, fiindcă i-am consumat mai mult, înseamnă că
trebuie să mai să existe și caiete de 2 lei. Și atunci înseamnă că ștergem de la caietul cu 4 lei, ștergem un, adică două liniuțe, da? Și la următorul iar ștergem două liniuțe. Adică facem caiet de 2 lei? L-am făcut caiet de 2 lei, sigur că da, așa vă spune Mihaela. Deci l-am făcut pe ăsta caiet de 2 lei, pe ăsta caiet de 2 lei. Și întrebarea este câte caiete de 2 lei pot face? Ei bine, din sumă, dacă am tăiat odată 2 lei și primă 2 lei, mă interesează câte grupe de câte 2 lei tai tot tai eu. Câte grupe de câte 2 lei? Și ca să aflu câte grupe de 2 lei, te rog? Păi am făcut 4 minus 2, pentru că noi am luat 2 lei. Asta-i. Deci 4 minus 2 lei, deci am trecut de la 4 cum erau ele toate, am trecut la 2 lei și am tăiat câte 2 lei. 4 minus 2 face 2. Ăsta e motivul pentru care împărțim la 2. Că dacă ai fost Alesia parcă, nu? Dacă ar fi fost caiete de 5 lei și de 2 lei, atunci 5 împărțit la 2 fac 3 și diferența fiind de 3 ar fi trebuit să tai câte 3 liniuțe. Ar fost la toate 5 și tăiam câte nu, tăiam 2 sau da, dar câte 3 tăiam. Câte 3. Și tăiem câte 3, mă interesa la cât voi aveam să împartă în condițiile alea. Pe 52 l-aș împărți la 3. Da? La 3, pentru că fiecare grupă de câte 3 pe care o tai, face ca de la 5 să ajung la 2, să ajung la căițelul de 2. Și problema era de ce trebuie să împărțim la 2. Nu că există caiete de 2, că aici e marea confuzie. Da, de 2 lei. De 2 lei. Există și caiete de 2 lei. Ci pentru că diferența dintre 4 și 2 este 2. Ăsta e 2-ul care mai interesează. 52 împărțit la 2. Și atunci 52 împărțit la 2, sigur că da. 26, spun. 52 împărțit la 2 egal 26. Cu 26. 26 caiete de 2 lei. 26 caiete de 2 lei. Și facem 63. Minus 26. Și acum din 63, numărul total, scădem pe 26. Sunt de 37. Sunt 37 caiete de 4 lei. De 4 lei. Formidabil, ăsta este rezultatul corect. 37 și 26. Că vezi tu, celelalte 37 au rămas cu 4 liniuți. Noi am tăiat câte 2 liniuți la primele 26. Da. Și acum, clar că avem 26 caiete de 2 lei și 37 caiete de 4 lei. Și ca așa stau lucrurile, facem o probă și să zicem, Daria, 26 ori cine? Ori 2. 26 ori 2, care nu e plus. Așa, da. 26 ori 2 egal cu? 52. 52 lei. Iar cealaltă 37 ori 4. Egal cu? 37 ori 4. 47. Alesia, te rog pe tine. 148, da? Ei bine, să le adunăm. 0, 2. 200. Excelent! Asta este numărul clar. 26 sunt caietele de 2 lei și 37 de 4 lei. Uite, Alesia, reluăm încă o dată problema, să o înțelegem și mai clar. Unde ți s-a părut? Vorbește, povestește tu, unde ai avut tu dificultăți și de ce crezi că ai avut dificultăți? Păi nu, hai să facem și în varianta ta. Presupunem că toate caietele ar fi fost de 2 lei. Hai să mergem și în varianta ta. Deci vezi de aceea discuția noastră este frumoasă? Pentru că la matematică pot să existe la aceeași problemă mai multe variante de rezolvare, mai multe soluții, vă spunem. Corect. Da? Deci presupunem, trebuie să vorbești. Că toate ar fi de 2 lei. Presupunem, mă, dar așa scrie.
presupunem că toate caietele tele sunt de 2 lei. Și atunci ai spus tu foarte bine, 63 ori 2, 126. Și ce-au mai rămas bani? Și vezi că ce-au mai rămas? Din 200 scădem pe cine? Pe 126 și ne dă cât? 74 de lei. Ăștia ți-au mai rămas în condițiile astea. Și înseamnă că ți-au rămas fiindcă n-au fost numai caiete de 2 lei, a avut și de 4 lei. Ai consumat pe șește, tu ai consumat, că ai dat 74 lei. Și atunci, când faci o astfel de... faci din nou cerculețele astea, cum am spus eu, 1, 2, până la 63, faci și tu acolo pe caietelul tău, cum fac eu la tablu, 1, 2, 3, și mai departe, le punem doar două liniuțe, că 2 lei cheltuit pe fiecare. Și acum, fiindcă sunt și caiete de cât? De 4 lei. Trebuie să mai adăugăm câte o grupă de 2 lei ca să-l facem 4 lei. Deci la primul ei mai punem 2, la următorul încă două, ca să devină de 4 lei. Și întrebarea este, câte grupe de câte 2 lei poți face tu din 74 de lei? Îl împarți pe 74 la 2, nu? Că tot pui câte 2, de 74 împărțit la 2, egal cu 37. Dar aceste grupe de 4 lei, că le transforma pe ele de 2 lei în 4 lei, pun în câte 2. Deci acum sunt aceste 37, sunt caiete de cât de? 4 lei. Că ele au fost de 2, dar punând tu încă două la fiecare în parte, le-ai făcut de 4 lei. De ce ai ajuns la 37 caiete de 4 lei? Și, sigur, din 63 scazi pe 37 și iată că ai găsit același număr, 26 de caiete de 2 lei. Da? Deci, vezi, asta a fost o variantă în care tu ai presupus că toate caietele ar fi de 2 lei. Toate ar fi de 2 lei. Cealaltă a fost varianta în care am plecat la început, când toate caietele au fost de 4 lei. Deci, într-un mod și în celălalt, sigur ajungem la același rezultat. Ideea este să vedem diferența aceea și să o împărțim la cât e diferența de la 4 lei la 2 lei. Că s-a întâmplat să fie tot 2 lei, asta este o problemă. Și că așa stau lucrurile, am să propun acum următoarea problemă. Da. Deci, rămâi în telefon, da? Da, nu mai am problemă. Asta era. Nu vreau să-ți propun ție o problemă, să o faci singură. Și dacă o poți face, după aceea ne suni și spui cum ai gândit. E bine? De aici frumusețea dialogului nostru. Deci atenție, proful online, ca să se convingă că ai înțeles bine metoda asta a falsei ipoteze, îți propune următoarea problemă. Într-o parcare sunt... nu într-o parcare, hai să zicem într-un cartier. Da, într-un cartier sunt blocuri. Cu 2 și cu 5 camere. Cu 2 camere și cu 5 camere. Deci, sunt apartamente, da? Deci într-un bloc, m-a zis? Într-un bloc. Așa. Deci, într-un bloc, hai să reluăm problema, într-un bloc sunt apartamente cu 2 și cu 5 camere. Cu 2 și cu 5 camere. În total, numărul apartamentelor este 25. Deci 25 apartamente în blocul respectiv.
numărul camerelor, deci numărul apartamentelor, am spus, da? Numărul de apartamente egal cu 25. Numărul camerelor din cele 25 de apartamente este, hai să zic așa, 65. Deci, imediat îți spun numărul, 65. 65 camere în total. Sunt în... Deci camere sunt în total 65, da? Și 25 sunt apartamentele la un loc. Întrebarea este câte apartamente sunt de două camere și câte sunt de 5 camere. Câte sunt de două camere și câte sunt de 5 camere. Te rog să analizezi problema și după ce o găsești soluția, ne suni și spui... Am făcut așa și am gândit așa. Bine? Bine, la revedere. La revedere. O facem și noi, domnul profesor? 51. Păi dacă o facem, da. 51. Da, oprim și...